Mulți se întreabă de ce prosperă America. Pentru că America a investit cei mai mulți bani pentru evanghelizări, trimitea misionari, investea în Evanghelie. Așa că ceea ce are America astăzi este binecuvântarea generațiilor credincioase care au investit în Evanghelie. De exemplu, astăzi Corea prosperă. Chiar și în Odessa sunt mai multe biserici din Corea. Chiar și la noi a fost un pastor din Biserica Coreană. Nu este o țară mare, dar răspândește Evanghelia și în țara lor și în toată lumea. Se implică foarte mult. Și Coreea prosperă, este una dintre țările prospere. Eu vreau ca Evanghelia să fie propovăduită la maxim, pe toate posturile TV, să fie transmisă peste tot, la maxim, cum se poate, cât mai mulți oameni să slujească, să-i trimite misionari. Așa că acesta este scopul. Aceasta este lucrarea lui Isus. Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră și în subțire, și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat pe când era el în locuința morților, în chinuri, și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avrame, fieți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi limba, căci grozav sunt de chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa ca cei care ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, Rogu-te, dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am cinci frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avrame a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Care a fost problema? Zacheu s-a ridicat și a spus, voi avea grijă de cei săraci. Dar înainte de capitolul 16 mai sus, era scris despre farisei, că au fost iubitori de bani. Ei chiar dacă dădeau zeciuială, îi furau pe oameni, pe văduve. Nu aveau grijă de oameni, de cei săraci. Nu aveau milă față de oameni. Și mai departe se arată ceea ce este valabil și pentru farisei. Un om era bogat și lângă poarta lui zăcea un om din poporul lui. Mânca împreună cu câinii iar acesta ducea în fiecare zi o viață plină de veselie și strălucire. Și el se considera credincios că totul este în regulă, ca acel tânăr, eu împlinesc toate poruncile. Dar el nu voia să jertfească niște bănuți ca să îl hrănească pe acest sărac, să aducă mântuirea acestei vieți. Iată și răspunsul pentru toate capitolele 12, 14, 16. Eu nu v-am citit multe locuri, dar și acolo Isus a povestit, a spus multe pilde. Ați prins ideea? Și la final El spune, trebuia să asculte pe Moise și pe proroci. Cuvântul lui Dumnezeu. Și în ea avem aceeași amintire. Pe cine să ascultăm? Pe Moise și pe proroci. Moise și prorocii înseamnă legământ. Are greutate chiar și pentru Iad. De aceea, noi trăim după Noul Testament, care este mai sus decât legea lui Moise. Înțelegeți? Ca să nu ajungem acolo. De aceea, noi nu adunăm aici, dar adunăm acolo unde vrem să mergem. Dar cel care adună pe pământ va merge în centrul pământului. Pastore, spuneți, sunteți mulțumit? cum oamenii îl slujesc pe Dumnezeu? Dacă e să ne uităm la părerea lui Isus, el unuia i-a spus nebunule, altuia stai unde ești, de la voi la noi nu se poate trece, pentru că nu au ascultat pe Moise și pe proroci. Dar ce putem spune despre noi toți? Sunteți mulțumit cum noi, Biserica Cuvântului Dumnezeu, răspândim Evanghelia, cum promovăm proiectele lui Dumnezeu? Nu este vorba despre mine. Iisus trebuie să fie mulțumit. Ce credeți? Iisus este mulțumit de noi? Oare este Iisus mulțumit de noi sau nu? Din ce categorie facem parte? Eu vreau ca Evanghelia să fie propovăduită la maxim. Pe toate posturile TV să fie transmisă peste tot, la maxim, cum se poate, cât mai mulți oameni să slujească, să-i trimite misionari și așa mai departe. Mulți se întreabă de ce prosperă America? Pentru că America a investit cei mai mulți bani pentru evanghelizări, trimitea misionari, investea în Evanghelie. Așa că ceea ce are America astăzi este binecuvântarea generațiilor credincioase care au investit în Evanghelie. De exemplu, astăzi Coreea prosperă. Chiar și în Odessa sunt mai multe biserici din Corea. Chiar și la noi a fost un pastor din Biserica Coreană nu este o țară mare, dar răspândește Evanghelia și în țara lor și în toată lumea. Se implică foarte mult și Coreea Prosperă este una dintre țările prospere. Sunt foarte mulți misionari de acolo, așa că acesta este scopul. Aceasta este lucrarea lui Isus. Nu există nimic mai important. De aceea, noi trebuie să povestim tot mai mult aceste lucruri. Ca aceste lucruri să le înțeleagă orice om, că există voia lui Dumnezeu pentru fiecare om. Și fiecare trebuie să jertfească ceva. Ați înțeles măcar 10% din ceea ce am vorbit aici? Aleluia. Aleluia! Cum să adunăm? Țineți minte în capitolul 12 ce a spus Dumnezeu acelui bogat. Ești un prost. Trebuia să te îmbogățești față de Dumnezeu. Un nebun. Nu te-ai îmbogățit cum trebuie. Trebuia să te îmbogățești față de Dumnezeu. Dacă e să luăm, de exemplu, Matei, capitolul 23, ce a fost în întrebările fariseilor? Ei au fost focusați asupra bogățiilor. Încercau să dea ceva lui Dumnezeu, dar cel mai mult erau concentrați asupra vieții lor pământești, asupra mândriei, asupra realizărilor proprii, asupra modului în care oamenii îi respectă și așa mai departe. Iisus le spune, voi considerați că aurul este mai presus decât templul, dar ce sfințește aurul? Aurul este sfințit de templu. Cum poate să ajungă aurul meu acolo? Astăzi, biserica este templul lui Dumnezeu. Este locul unde locuiește Domnul, noi suntem templul lui Dumnezeu. Amin. Acesta este Noul Testament. Mai departe, ce sfințește? Darul sau altarul? Oh, eu sunt atât de talentat, am atâtea daruri, am revelații atât de profunde, înțeleg atât de multe lucruri, dar roade rezultate? Pe mine m-a sfințit faptul că mi-am pus viața pe cruce, pe altar. Înțelegeți? Viața mea a fost pusă pe altar. Și astfel, acele daruri și talente care erau au fost sfințite. Amin și acum aduc rod. Tată, tu vezi inimile noastre. Doamne, nu fugim nicăieri. Nu ne grăbim nicăieri. Ascultăm cuvântul Tău ore în șir. Îl aprofundăm. Încercăm să înțelegem. Ne curățim inimile, viețile noastre, ca să poți să ne folosești în toată plinătatea, ca Isus să fie proslăvit. Doamne, acesta este scopul principal al vieții noastre și toate celelalte lucruri se vor da pe deasupra. Noi căutăm împărăția ta, noi credem în împărăția ta, Doamne, noi ne încredem în Cuvântul tău, noi întărim Cuvântul tău în inimile noastre, în viețile noastre, în mințile noastre, în numele lui Isus.